ziua, stimați telespectatori, la o nouă emisiune doar de folclor bucovinean. Probabil că aș fi trebuit să vă spun buongiorno. De ce? Iată că sunt într-o locație cu totul și cu totul deosebită, într-un cadru nou pentru noi. Suntem la Torino, aici unde am avut bucuria de a fi invitați de către Școala de Cultură și Civilizație Românească, condusă de doamna Elisabeta Ceată Burduja, dar aici am întâlnit oameni pasionați de folclor, oameni cu dragoste de cântec și joc popular. Unul din acești oameni foarte cunoscuți aici la noi, la Torino, era să spun aici la noi, la Torino, foarte cunoscut aici la Torino, poate mai puțin pe meleagul de bucovinense, domnul Gicu Pitiruț, căruia îi spunem bună ziua și bine ne-am întâlnit pentru prima dată aici la Torino. Bună ziua și bine ați venit la noi, aș putea spune la noi, pentru că am o vechime destul de lungă aici, în jur de vreo 15 ani, deci aș putea spune că nu sunt acasă într-adevăr la mine, că acolo tânjez după locurile natale, dar îmi face deosebită plăcere de a fi în compania dumneavoastră și de a vă oferi acest interviu. Domnule Gicu, aici în fața mea două albume foarte frumoase care poartă fiecare câte un titlu sugestiv. Unul din ele, și o să vedeți, stimați telespectatori, se numește Dor de țară, dor de casă. Un titlu, am spus, sugestiv pentru ceea ce simte și trăiește aici domnul Gicu. Iar al doilea este tot așa un titlu care spune totul. Prin lume cu dor m-am dus. Aș putea să vă întreb și în mod sigur îmi veți răspunde cu zâmbetul pe buze. De ce ați ales drumul acesta al pribegiei? Cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Ghilimele de rigoare, într-adevăr. Din punct de vedere financiar, eu așa gândesc că toată lumea a plecat, pentru că în România am ajuns într-un stadiu în care nu mai reușeam să ne achităm datoriile care le aveam și am luat drumul pribegiei, într-adevăr. Prin lume cu dor m-am dus. Dar ceea ce este important, că nu ați uitat locurile de unde ați plecat, nu ați uitat datinele, obiceiurile și mai ales frumoasele noastre cântece românești. Așa este, nu le-am uitat și nici nu le voi uita, pentru că în viața mea am avut două hobby-uri. Să cânt și să fiu șofer, dacă vă puteți imagina. Și le-ați cânt, combinat nu, foarte bine. Să cânt, da. Dar șofer nu. Așa că iubesc mult muzica, nu fac totul cu dragoste, o fac, îmi pun tot sufletul în ceea ce realizez. Gândul meu nu este întotdeauna, nu mă gândesc la partea financiară. Vreau ca urmașii noștri, să le las de fapt urmașilor noștri, să pun și eu acolo o mică fărâmă din folclorul nostru, să fie... Da, domnule Gicu, vreau să mai întreb ceva, pentru că într-un fel port un dialog în țară cu cei pe care îi cunosc, îi știu, le cunosc activitatea și așa mai departe, și altele aici cu dumneavoastră, pentru care pentru mine sunteți un lucru cu totul și cu tot nou, deși noi ne-am mai întâlnit în urmă cu 2 ani. Dar iată că din punct de vedere al ceea ce înseamnă folclor, folclor românesc aici la Torino, pentru prima dată încerc să vă cunosc și mai bine. Spuneți-mi, acest album Dor de țară, dor de casă, cu cine l-ați realizat și de unde v-a venit ideea asta să scoateți așa ceva? Deci, să o luăm cu începutul. Primul album, de fapt al doilea album, trebuia să fie primul album. Eu m-am întâlnit cu Răzvan Mitoceanu, că de fapt el este autorul a 10 piese, este compozitorul și cel care mi-a orchestrat piesele. Dar așa s-a întâmplat, eu am vrut să combin două stiluri, cel bucovinean și cel din Republica Moldova. Stați, facem o paranteză ca să știți și telespectatorii noștri, deci ați auzit foarte bine, a combinat două stiluri, cel bucovinean și cel din Moldova. De unde sunteți de fapt dumneavoastră, domnule Gicu, din România? Eu sunt născut în comuna Hălăucești, am crescut și am copilărit în satul Uncaș, pe malul Sirietului. Aproape, în județul Iași, alături de, să spunem, la mică distanță, de Lunca de Mircești, dacă cuiva îi spune ceva, Vasile Alexandrei. Deci am copilărit pe meleagurile
de unde poetul s-a născut și a locuit și este și înmormântat. Foarte aproape de granița cu Bucovina. Și foarte aproape de granița cu Bucovina. Probabil că aveți și influențele în așa este. Ceea ce și cântați dumneavoastră, tot foarte multe lucruri care țin strict de Bucovina. Da, știu că aveți prieteni foarte dragi acolo în Bucovina. Știu că ați făcut o lansare de CD la care au fost invitați prieteni dragi în Bucovina. Puteți să ne povestiți câteva din aceste lucruri? Da, lansarea albumului a avut loc la Hanul Voievozilor, la Horodnicul de Sus. Un mare sprijin l-am avut din partea marelui artist, marelui director al ansamblului Ciprian Porumbescu, vorbim de Sorin Filip. Și tânărului director. Și tânărului director și spunem și acum... Un artist complet, din toate, complet din toate punctele de vedere și un om cu suflet mare care mi-a întins o mână. Și am avut deosebită plăcere prin el să-l cunosc, de fapt, și pe Răzvan, să cunosc și alți mari soliști, soliștii care am avut invitați, pot să-i enumăr câțiva dintre ei. Sigur că da. Lucica Băltineanu, Adriana Bucevski, Gheorghiță Rotaru, Constantin Bahrin, Dinu Croitoru, care a făcut parte la această lansare de CD-ul, și cărora țin să le mulțumesc pe această cale, că au fost alături de mine și m-au îmbărbătat și mi-au dat sfaturi ca să intru și eu în tagma asta a artiștilor, cum se spune. Eu sunt un pic mai rezervat de a mă numi artist, pentru că nu pot. Eu nu sunt... Deci eu nu fac meseria de artist. Eu aici în Italia lucrez altceva, cu totul altceva. Asta o fac printre timp. Da, dar această pasiune, iată că a fost dusă la un nivel de performanță, că nu oricine poate să aibă un repertoriu cum îl aveți dumneavoastră, nu oricine poate avea o colaborare cu Orchestra Lăutare din Chișinău, pentru că o să revenim și la acest lucru, pentru celălalt album al dumneavoastră, Prin lume cu dor m-am dus. Deci nimeni nu poate să-și permită, să spunem, să facă și să-și adune într-un mănunchi de melodii atâtea cântece frumoase, cum ați făcut dumneavoastră, și le cântați cu drag aici românilor de la Torino. Și cu ocazia asta vreau să vă întreb, cum sunteți perceput aici, printre cei care vă ascultă? Pentru că bănuiesc că aveți destule întâlniri cu colegi, cu prieteni, manifestări culturale, da, așa este, întreceri private, concursuri și așa mai departe. Da, sunt invitat la diferite spectacole și mâine, de exemplu, am un spectacol organizat de asociația din care fac eu parte, se numește Asociația Dacia din Torino. Eu fac parte și dintr-un grup de dansatori, se numește Grupul Datina, care face parte din Asociația Dacia. Mâine, împreună cu Asociația Lumina, avem un spectacol la Chivaso, la Biserica Sfântul Gheorghe de la Cernica, se numește. După, eu sunt, într-adevăr, invitat la mai multe spectacole. Și ca dansator, noi facem și obiceiurile de sărbători. Deci suntem invitați la cumătrii, la nunți. Da, am o frumoasă colaborare cu multe lume de aici, din Torino. Deci, revin, cum a fost și cum este conceput folclorul românesc aici la Torino? Pentru că aici este o zonă și o paletă foarte, foarte largă. Oameni din toate regiunile țării. Nu sunt numai din Bucovina, nu numai din Moldova. Aici vă întâlniți și cu olteni, și cu ardeleni, și cu munteni, și dobrogeni, am văzut, bineînțeles, și foarte, foarte mulți moldoveni. Cum este înțeles și perceput folclorul românesc aici? Lumea este dornică de folclor. Eu întotdeauna am căutat să le aduc aici cele mai frumoase piese. Practic vorbim de folclor autentic, nu vorbim de alte genuri de muzică. Nu, este primit foarte bine și să știți că este primit bine și de italieni. Eu mă duc, am participat recent la un alt spectacol, chiar au rămas impresionați și italienii, nu înțeleg, dar prin cântec, emoțiile le transmit eu la dânși și de ce le percep foarte bine, da. Să știți. Mulțumesc deocamdată, domnule Gicu Pideruț. O să avem timp să discutăm și în partea a doua emisiune. Oricum, până atunci o să propunem telespectatorilor noștri câteva din cele mai frumoase videoclipuri realizate de către invitatul nostru de astăzi, domnul Gicu Pideruț. Ploaia sună vântul pe mine, mă bate gândul.
și dorul mi poartă la codrul cu frunza lată. La codrul cu potecea și la tinerețea mea, mă. La codrul de vânt bătut și la vremea și-o trecut, mă. La codrul cu potecea și la tinerețea mea, mă. La codrul de vânt bătut și la vremea și-o trecut, măi. Prin lume cu dor m-am dus vestul codrule, dar în suflet eu am strâns amintirile. Deasă iarba-i groasă, codruleță-i nu-ți pasă. Chic o frunză gata crește și umbra ți-o îndesește. Eu am grijă, am și nevoi când mi-s copilașii goi, mă. Merg la muncă prin străini și-mi las părinții bătrâni, mă. Am grijă, am și nevoi când mi-s copilașii goi, mă. Merg la muncă prin străini și-mi las părinții bătrâni, mă. Prin lume cu dor m-am dus vestul codrule, dar în suflet eu am strâns amintirile. Ți-a spune frate, dar mă tem că nu se poate. Că tu verde vei rămâne, eu odată trec prin lume. Dar mi-i verde inima cu dorul și dragostea, mă. Cu atât mă duc la drum, restul pe pământ rămâne, mă. Dragostea, mă. Cu atât mă duc la drum, restul pe pământ rămâne, măi. Prin lume cu dor m-am dus vestul codrule, dar în suflet eu am strâns amintirile. Prin lume și tot pe drum s-au dus zilele și cu ele ca un fum tinerețile. Floare albă în primăvară, am un dor ce mă doboară. Îl trimit la mănăstire, el în piept-mi dă de știre. Floare albă în primăvară, am un dor ce mă doboară. Îl trimit la mănăstire, el în piept-mi dă de știre. N-o mai scriu ca așa bătrână, cu un cântec doroalină. Șocană cu vinul rece, cu prieteni voi petrece. Hai cântați, jucați cu mine și ciocniți pahare pline. Că așa-i viața frumoasă, la mulță noroc în casă. Bătute-ar focu, mă fac să nu-mi găsesc locul. Nici locul și nici odihnă, ce mi-i drag aștept să vină. Dorule, bătute-ar focu, mă fac să nu-mi găsesc locul.
nici locul și nici odihna. Ce mi-i drag aștept să vină, nu mai scrii ca așa bătrână, cu un cântec doar o alină și o cană cu vinul rece, cu prieteni voi petrece. Hai cântați, jucați cu mine și ciocniți pahare pline, că așa-i viața frumoasă, la mulți ani noroc în casă. A iubit pricepe și cu mine jocul începe, ca să uit de doar o seară cu un cântec de vioară. Cine a iubit pricepe și cu mine jocul începe, ca să uit de doar o seară cu un cântec de vioară. Nu mai scriu ca așa bătrână, un cântec doar o alină și o cană cu vinul rece, cu prieteni voi petrece. Hai cântați, jucați cu mine și ciocniți pahare pline, că așa-i viața frumoasă, la mulți ani noroc în casă. Nu ți-s mamă, nu ți-s tată, îmi arzi inima ca focul, mai mută-s la alții locul. Du-te, dorule, te poartă, nu ți-s mamă, nu ți-s tată, îmi arzi inima ca focul, mai mută-s la alții locul. Nu mai scrii ca așa bătrână, cântec doar o alină și o cană cu vinul rece, cu prieteni voi petrece. Hai cântați, jucați cu mine și ciocniți pahare pline, că așa-i viața frumoasă. Hai la mulți ani, noroc în casă, bă! Somie, vreau cu bucurie lume, lângă n-a să joace toți dacă le place lume. Muzica să cânte, sârba pe-ntrecute lume, chiuiți că-i locul să aibă norocul mirii. Mirețui că joacă, joacă bine, dar o leacă parcă e rușine, că s-a soacra mare și se uită. Mirele-i face semn și l-ascultă lume. Un, doi și uite ea, frumos joacă nirea sa. Ai nici la șâca nu se lasă, că asta-i nuntă făroasă. Strigătură să fac voie bună lume, să se ducă vestea, nunta-i de poveste lume. Bună și-ai de seamă și la joc ne-ndeamnă lume, la golit pahare și la darul mare lume. Hai druștii, bateți, bateți din palme, ori de atâta joc vă este foame. Mai strigați că aveți gură toate, că nașul bănuța cu șâmpate lume. Te-au fi mulțumit, nașul nu a și zgârșit,
dacă n-o strigați, un bănuț nu căpătați. Asta-i notă mare, fără supărare, lume. Cum bate dobașul, ghiu, ești nașul lume. Nașa nu se lasă și strigă voioasă, lume. Mirii să se uite și să ia minte, lume. Vin și s-au crit toți în roata mare. Joacă așa ca la o sărbătoare. Deja nu se-mi veselește, degeaba pe lumii mai trăiește lume. Hop, hop, tot așa, bate talpa la podea. Hop, hop, n-o lăsa, cât mai joacă nănașa. Hop, hop, tot așa, bate talpa la podea. Hop, hop, n-o lăsa, cât mai joacă nănașa. Hop, și uite așa. Am avut și eu odată o măicuță și un tată. La prietenii mă sileam, la părinți nu ajungeam, mă. Am avut și eu odată o măicuță și un tată. La prietenii mă sileam, la părinți nu ajungeam, mă. Părinții, părinății, frumoși-i părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți. Părinții, părinății, bunii mei părinți, târziu înțelesam că au fost niște sfinți. Le mai trimiteam de pâine, toți ziceam, măi duce mâine. Azi m-ar duce, ei nu sunt și vorbesc numai în gând, mă. Le mai trimiteam de pâine, toți ziceam, măi duce mâine. M-aș duce pe ploaie în vânt, azi părinții nu mai sunt, mă. Părinții, părinții, frumoși-i părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți. Părinții, părinții, bunii mei părinți, târziu înțelesam că au fost niște sfinți. Când și lacrimi din săruri, nu știu de-o văd ei din ceruri. Când o mii de lacrimi ud, nu știu ei de mă aud, mă. Plâng și lacrimi din săruri, nu știu de-o văd ei din ceruri. Când o mii de lacrimi ud, nu știu ei de mă aud, mă. Părinții, părinății, frumoși-i părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți. Părinții, părinății, bunii mei părinți, târziu înțelesam că au fost niște sfinți. Aș lăsa toți cunoscuții, de-ar trăi ochii măicuții. Aș lăsa toți oaspeții, de-ar fi ochii tatii vii, mă.
aș lăsa toți cunoscuții, de-ar trăi ochii măicuții, aș lăsa toți oaspeții, de-ar fi ochii tativii mă. Părinții, părinții, frumoșii părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți. Părinții, părinții, bunii mei părinți, târziu înțelesam că au fost niște sfinți. Părinții, părinții, frumoșii părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți. Părinții, părinții, bunii mei părinți, târziu înțelesam că au fost niște sfinți. Iată-ne din nou aici la Torino, alături de invitatul nostru de astăzi, domnul Gicu Pitiruț. Domnule Gicu, să continuăm discuția din prima parte a emisiunii noastre. Am văzut colaborarea dumneavoastră cu ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava, cu domnul Răzvan Mitoceanu, cel care v-a semnat practic primele melodii cu orchestrația și înregistrările în studio. Văd alt album al dumneavoastră, Prin lume cu dor m-am dus, un album care este realizat împreună cu lăutarii din Chișinău. Spuneam și în începutul discuției noastre, pentru că este un lucru extraordinar să poți colabora cu acești oameni minunați, artiștii noștri din Basarabia, frații noștri români din Basarabia. Cum a fost contactul cu Orchestra Lăutare din Chișinău, cu folclorul din Basarabia, care iată că lansează aproape, spune, pe bandă rulantă artiști adevărați români? Primul meu contact cu Orchestra Lăutare, de fapt, a avut loc mulți ani în urmă. Vorbim de anul 1990. După Revoluție. Deci mă aflam în Constanța, am participat la un spectacol, am fost nemaipomenit. A doua zi pe plajă am luat contactul cu maestru. Primul contact al meu a fost cu chitaristul formației Lăutarii, se numește Igor Buzurniuc. El e un pic mai vorbăreț și am intrat în discuții. Primul meu contact, de fapt, cu orchestra în sine a fost după amiază, ne-am întâlnit cu toți împreună, cu mari artiști, regretatul Valeriu Anganu, cu frații Buldumea, Gheorghe Severin la țambal și mulți, mulți alții, pentru că, bineînțeles, maestru Nicolae Bodgoț, Corneliu era un pic mai micuț atunci. Atunci a fost primul contact. Al doilea contact l-am pierdut un pic. Noi, de fapt, legătura cu ei s-a menținut, pentru că eu am vizitat Chișinău, am fost împreună la prietenii mei, ne-am împrietenit deja după și cu marele solist și artist Nicolae Cibotaru și prin ei am ajuns din nou la Orchestra Lăutarii. Am luat legătura cu Cornel, că maestrul nu era în țară. Și mi-a promis, eu începutul meu a fost, aș fi vrut 2-3 melodii, nu mă gândeam la un album. În schimb, nu aveam compozitorul. Apoi tot ei m-au dus și m-au prezentat la domnul Gheorghe Banariuc, un mare compozitor al Republicii Moldova. Și așa a fost începutul cu primul album. Și la, bun, colaborarea cu Lăutarii, înțeleg că a fost înregistrarea și celelalte, orchestrația, dar melodiile, cu cine ne-ați... Deci melodiile, toate melodiile din primul album aparțin maestrului Gheorghe Banariuc. Ah, deci ați colaborat foarte mult cu cei din Basarabia, din dincolo. Da, și să amintim, care țin să-i mulțumesc pe această cale, doamnei Mariana Honceru, care de fapt este autoarea primului album la toate textele. De fapt, în afară, ca să fac o specificație, în afară de părinții, deci cântecul părinții aparține regretatului Vlad Gheorghelaș, în afară de acest text, toate textele sunt scrise de doamna Mariana Honceru și îi mulțumesc din toată inima pentru ajutorul. Doamna Mariana Honceru, pe care am avut-o și eu în două rânduri în emisiune invitată, un om deosebit, un om care, iată, a creat texte ce vor rămâne memorabile. Este suficient să amintim aici despre Doru Basarabiei și multe, multe altele. Oameni adevărați, oameni care au apelat la, și artiști consacrați care au apelat la doamna Honceru, nu au avut și nu au ce regăta, pentru că ceea ce face din ei face cu pasiune și face cu multă, multă știință de a ceea ce înseamnă artă, cultură, folclor. Domnule Gicu, încă o întrebare. Sunteți aici la Torino, ați spus, de mulți, mulți ani.
Aveți și aici colaboratori, prieteni dragi. Am văzut că faceți parte din asociații culturale. Am văzut că participați la diferite manifestări culturale, întreceri și manifestări private, să spunem. Spectacolul ca atare, îl mai aveți timp să-l faceți? Pentru că participați și la spectacol, bănuim, nu? Da, este timp. Mă pregătesc. La mine nu e problema. Mai ales când e vorba de cântec. Aveți festivalul aici la Torino, la care puteți să vă mai expuneți, să arătați și dumneavoastră? Nu. Ceea ce se face la se organizează la Torino, vorbim de Ziua României, care există, este un spectacol mai mare, sunt invitați mai mulți interpreți chiar de aici, din zonă, chiar și din România. În schimb, eu aici am realizat două spectacole mari. Lansările de CD-ul au fost realizate aici în Torino. Prima lansare a avut loc la Teatrul Giuseppe, vorbim de anul 2015, care, de fapt, eu m-am ocupat, eu și cu soția mea, noi am fost singurii care ne-am ocupat de realizarea acestui mare spectacol și, ca să reamintesc, Nicolae Gibotaru chiar a fost foarte surprins și a spus: Gicu, ceea ce ați realizat voi aici sunt lucruri de maestri. Zic, nu mă ridica așa de mult, dar o zic că voi n-ați făcut pregătire, n-ați făcut nimic, nici înainte de spectacol, n-ați invitat pe nimeni, nici sunet, nici nimic, să faceți înainte o pregătire ca să fiți... O zic că am rămas totul a ieșit foarte bine. Iată încă un lucru pentru care meritați tot respectul, lucru pe care l-am spus și colegilor noștri de la Centrul de Cultură și Civilizație Românească de aici din Torino. Oameni cu suflet mare, oameni care nu și-au pierdut, nu își pierd identitatea națională, oameni care știu să îmbine munca de zi cu zi, care este total diferit cu ceea de artă, care înseamnă păstrarea datinilor, obiceiurilor, cânticilor și jocurilor populare românești. Aici am întâlnit oameni deosebiți, oameni cu care ne mândrim, oameni de care suntem mândri noi, cei de acasă, și în mod sigur veți mai auzi de ei. Ca la orice manifestare, ca la orice lucru deosebit pe care, așa cum și dumneavoastră l-ați realizat aici, ați avut oameni care v-au sprijinit, v-au fost alături. Câteva cuvinte despre aceștia. În primul rând vreau să-i mulțumesc la primul spectacol. Într-adevăr, am fost susținut. Vorbim de Dana Radu, care a fost, să spunem, în perioada aia chiar era reporter la Radio Torino Internațional. Se vorbește de doamna Radu Daniela. Daniela, așa. Iar vorbim și de ajutorul prietenilor mei din România. Chiar vă rog, deci, să amintiți. Vorbesc de Sorin Filip, care întotdeauna, când i-am solicitat sprijinul, a fost alături de mine. Vorbesc de Nicolae Ciobotaru de la Chișinău, care a fost invitatul meu în primul spectacol. În al doilea spectacol am avut ca invitat pe Adriana Bucepschi și Sorin Filim din nou, pentru că mi-a făcut o mare deosebită plăcere să fie alături de mine și mi-a dat sfaturi și tot ce am avut nevoie ca să realizăm un spectacol nemaipomenit, care acesta a fost realizat în 2017 pe data de 25 iunie. Iată, aveți niște jaloane, aș putea spune, în activitatea dumneavoastră, 2015-2017. Ce proiecte de viitor aveți? Mi s-au propus și al treilea CD-ul, și al patrulea și așa mai departe, dar acum mai depinde și de partea financiară, în primul rând, dar aș vrea ca aceste două albume să mai aștept un picuț să ajungă la sufletele oamenilor. Eu sunt cerut la Radio Iași, așa mi se transmite și din țară. De multe ori sunt cerut ca și solist, mai ales de consătenii mei, care țin să-i salut pe această cale, cei din Luncaș, cei din Hălăucești, cei din județul Iași, cei din Suceava și cei din toată România. Și de pretutinde. Domnule Gicu Piteruț, a fost o cinste, a fost o onoare pentru noi, cei de la Cromtel TV, să vă avem ca invitat. Vreau să transmit telespectatorilor noștri din țară că uneori, iată, distanța, dorul de cei de acasă, dorul de țară, dorul de oameni dragi pe care i-am lăsat în urmă, face ca inima să vibreze poate mai tare. La domnul Gicu Piteruț, să știți că am simțit acest lucru. Am simțit pentru că ceea ce a realizat și realizează aici este demn de toată lauda și toată cinstea. Și ca să vă convingeți că este așa, în minutele următoare vă propunem iarăși câteva din cele mai frumoase videoclipuri realizate de invitatul nostru de astăzi, căruia vreau să-i mulțumesc în mod deosebit și să-i urez în continuare multă sănătate, putere de muncă și cât mai multe albume. Iar dumneavoastră, stimați spectatori, vizionare plăcută și până la o nouă întâlnire, Dor de Folclor Bucovina.
bucovinean. Dumitru Pomuhaci vă spun de aici, la Torino, la revedere! Doamne, dă-mi paharul plin, sănătate ca să-i închin mai. Ține vinul în butoi rece și bun pentru noi, mai. Să petrec din când în când cu prietenii la rând, mai. Că se duc, anii se duc, să mă bucur, nu apuc, mai, mai. Să petrec din când în când cu prietenii la rând, mai. Că se duc, anii se duc, să mă bucur, nu apuc, mă. Cu prietenii stau și-nchin, Doamne, un pahar de vin, măi. Nu-s besiv și nici n-am fost, dar nu trăiesc doar în post, măi. Că pe lume câte-s date de la Domnul sunt lăsate. Și mai bune și mai rele și petrec lume cu ele. Că pe lume câte-s date de la Domnul sunt lăsate. Și mai bune și mai rele și petrec lume cu ele. Tu mă faci să fiu voios, măi. Pe necazuri ca să uit și că vremea o trecut, măi. Păhărus cu-n floritură, doar eu știu a ta măsură. Și cât ești tu de micuț, la pământ ai pus pe mulți, măi, măi. Păhărus cu-n floritură, doar eu știu a ta măsură. Și cât ești tu de micuț, la pământ ai pus pe mulți, măi. Câte mi-ai pus, pe toate în spate le-am dus, măi. Nu m-am plâns la nimeni, așa mi-a fost soarta mea, măi. Am fost mândru ca un brad, dar pe-a repede mi-ai luat, măi. Anii cei frumoși dragi, ca frunzele de pe fagi, măi, măi. Am fost mândru ca un brad, dar pe-a repede mi-ai luat, măi. Anii cei frumoși dragi, ca frunzele de pe fagi, măi. Frunză verde de șicoare, azi la sfânta sărbătoare, am venit că joc pui mari, ram tai diri diri da. Frunză verde de șicoare, azi la sfânta sărbătoare, am venit că joc pui mari, ram tai diri diri da. Să văd cu cine juca, poate că m-oi însura, pe nimeni din leatul meu nu-l mai văd flăcău. Să văd cu cine juca, poate că m-oi însura, pe nimeni din leatul meu nu-l mai văd flăcău. La bătătă hai da hai, după badea Nicolai, că îi mește la jucat, glumesc la străgat. Nu te lasa mai flăcău, bate așa cum bat și eu, că eu îs hote bătrân, știu mândra s-o țin. Ai notita muietului, că ai arbata ietului. Notita la muietură, mândrile mintea îs fură, ține joc în strigătură, ram tai diri diri da. Notita la muietură, mândrile mintea îs fură, ține joc în strigătură, ram tai diri diri da. Ține joc pe bătăi și pe vârfuri și călcăi, una, două, până la cinci, tropăie voinici. Să văd cu cine juca, poate că m-o însura, pe nimeni din leatul meu nu-l mai văd flăcău. La bătută hai da hai, după padea Nicolai, că îi mește la jucat, glumesc la străgat. Nu te lăsa mai flăcău, bate așa cum bat și eu, că eu îs hotei bătrân, știu mândra s-o țin. Ai nu te ține mândrelele, că tu bați cu șubățăle. Mai bine
cu ochincuțe și dulceață la gorițe, să te învârc ca pe o rotiță, ram tai diri diri da. Mai bine cu ochincuțe și dulceață la gorițe, să te învârc ca pe o rotiță, ram tai diri diri da. Ia ca jocul s-o înturnat, multe mândri ne-am aflat, dar din surat nu mă însor să li-l las cu dor. Ia ca jocul s-o înturnat, multe mândri ne-am aflat, dar din surat nu mă însor să li-l las cu dor. La bătut, hai da hai, după badea Nicolai, că îi mește la jucat, lumea-s la străgat. Nu te lăsa mai plăcău, bate așa cum ba și eu, că eu îs holtei bătrân, știu mândra s-o țin. Păi nici azi nu m-am hotărât, în care mândrei de iubit. Păi cu toate dacă aș putea, eu mâine m-aș însura, hop și tot așa mai. Focul de noroc, poftorule, dorule, ori mult, ori nu-i deloc, dorule, mai dor. L-am avut cât un grăunte, oftorule, dorule, l-am pierdut și nu știu unde, dorule, mai dor. Să-i mai frate lăutar, să mai uităm de amar, zi pe strune pune-i foc, vreau să cânt să joc. Să-i mai frate lăutar, să mai uităm de amar, zi pe strune pune-i foc, vreau să cânt să joc. Zi de dor și de-al meu sat, of amar verde pelin, că departe l-am lăsat, o pelin amar. Cântai și lacrimi curg, of amar verde pelin, aș zbura în sat să ajung, o pelin amar. Zi măi frate lăutar, să mai uităm de amar, zi pe strune pune-i foc, vreau să cânt să joc. În sat după ani, o mai dor și tu pelin, în luncaș lângă pașcan, o dor și pelin. Că acasă acolo spun, o mai dor și tu pelin, dar n-am la cine să vin, o dor și pelin. Zi măi frate lăutar, să mai uităm de amar, zi pe strune pune-i foc, vreau să cânt să joc. Deschide poarta iar, o felin și dor amar, să-mi văd părinții ca par, o felin amar. Câte prin lume am strâns, o felin și dor amar, le-aș da Doamne, dar reinus, o felin amar. Zi măi frate lăutar, să mai uităm de amar, zi pe strune pune-i foc, de amar să joc. Am plecat după noroc și-am lăsat în urmă tot, prea târziu am revenit, nu i-am mai găsit. Mă ador pe pat de fân,
am sufletelul bun mai. Mândrele care mi-s dragi au gurițele de fragi mai. Mă ador pe pat de fân că am sufletelul bun mai. Săptămâna strâng bani ca să mă duc la târg mai, ca să le cumpăr papuci, mărgele și turte dulci mai. Mândrele care mi-s dragi au gurițele de fragi mai. Eu le dau cercei din târg, ele în brațe mă strâng mai. Mândrele care mi-s dragi au gurițele de fragi mai. Eu le dau cercei din târg, ele în brațe mă strâng mai. Să răzbat mai, să merg cu murgul la trap, de dorul meu să le scap mai. Mândrele care mi-s dragi au gurițele de fragi mai. Și merg la ele pe rând să nu le aud bănuind mai. Mândrele care mi-s dragi au gurițele de fragi mai. Și merg la ele pe rând să nu le aud bănuind mai. Mai. Și toate gând rău mi-au pus, Doamne, că povești le-am spus mai. Ce-au vrut să audă le-am spus, dar de ele nu am râs mai. Nu le-am spus că mă însor, nici la un anus dator mai. Poartă salve și cercei, că le-au fost dragi ochii mei mai. Nu le-am spus că mă însor, nici la un anus dator mai. Saltă-n sârbă pe-un picior, saltă măi mândruț așa, dacă știi bine aș juca. Frunză verde merișor, saltă-n sârbă pe-un picior, saltă măi mândruț așa, dacă știi bine aș juca. Eu la nimeni nu te-aș da, ca pisetă te-aș purta, stânga, dreapta și-napoi, sârba roată ca la noi. Eu la nimeni nu te-aș da, ca pisetă te-aș purta, stânga, dreapta și-napoi, sârba roată ca la noi. Hai da, op, și nu te da, sârba roată n-o lăsa. Auzi, cântă muzica, eu ies cu toți așa. Cine sârbă n-o jucat, degeaba la joc a stat. Ileană, n-o te uita, vin aici așa-i juca. Cine sârbă
n-au jucat, deja bala joc a stat. Ileana, n-o te uita, vin aici așa-i juca. Dacă în roată tropă ești și drăguț ai să găsești, ia uite bine vesele, cum mai joacă poalele. Dacă în roată tropă ești și drăguț ai să găsești, ia uite bine vesele, cum mai joacă poalele. Hai da, op și nu ti da, sârba roată n-o lăsa. Auzi cântă muzica, eu ies cu toți așa. Joacă mândră scuturat, că așa-i jocul lăsat. Nu te legăna prea mult, când dă-te roata s-o rupt. Joacă mândră scuturat, că așa-i jocul lăsat. Nu te legăna prea mult, când dă-te roata s-o rupt. Mă tem că ne-au prăvălit, că doamne pe unde-a și. Și gura ți-ai săruta, mândră pe bundița mea. Mă tem că ne-o prăvăli, dă doamne pe unde-a și. Și gura ți-ai săruta, mândră pe bundița mea. Hai da, op și nu ti da, sârbă roată n-o lăsa. Auzi cântă muzica, te uiți cu toți așa. Asta-i sârba din bătrâni, haide să o învârtim români. Asta-i sârba din bătrâni, haide să o învârtim români.